Vladimir Putin părăsește Rusia. Informația momentului la nivel mondial, avem confirmarea liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, este așteptat să participe în câteva luni la un important summit în afara Rusiei. Având în vedere acuzațiile care îi se aduc și mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele său, se pune problema dacă Putin va fi sau nu arestat. În perioada 22-24 august 2023, Africa de Sud va găzdui cel de-al 15-lea summit BRICS, la care sunt așteptați să participe lideri din Brazilia, India, China și Rusia. Africa de Sud se așteaptă ca toți liderii țărilor BRICS, inclusiv președintele rus Vladimir Putin, să participe personal la summitul din august, a declarat Anil Suklal, ambasador al Republicii Africa de Sud la BRICS potrivit Sputnik. Avem confirmarea că toți liderii vor participa la summit, a declarat Suclal, precizând că Africa de Sud se așteaptă ca toți liderii BRICS să participe personal la eveniment. Invitația a fost trimisă de președintele Africii de Sud, Ciril Rameafosa, iar președintele Putin i-a mulțumit. Ne pregătim pentru faptul că toți liderii vor fi prezenți în Africa de Sud. Cabinetul nostru este ocupat să discute această problemă, dar așa cum am mai spus, ne pregătim pentru un summit cu drepturi de pline, a adăugat el în martie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. A declarat că nu a fost luată încă nicio decizie privind participarea președintelui rus Vladimir Putin la sumitul BRICS din Africa de Sud din august.